A fost în prima ei vacanță în afara țării din 2021. A fost câteva zile în Spania, la Madrid, un oraș în care a mai fost de aproape 15 ori și pe care îl cunoaște foarte bine. Cum e în Spania, în pandemie și ce condiții a trebuit să respecte, ne povestește frumoasa noastră colegă Corina Caragea. I love Corina. Fiesta, am venit să zic, fiesta, ceva, fiesta, oameni buni, frumoasa noastră Corina Caragea, te răznet ca de fiecare dată, Corina. Mulțumesc mult de tot, bine v-am găsit. Bine ai venit, te rog frumos să luăm un loc pe canapea și să stăm la poveștie, cum a fost în Barcelona. Care Barcelona, mă, i-aș fi vrut, în Madrid. Nu era rău nici la plajă în Barcelona. În Spania atunci, în Spania. Să limităm, în Spania. Deci ai fost doar la Madrid, n-ai fost și în Barcelona, adică știi cum e. Nu. Erau restricții, în primul rând, nu puteai părăsi orașul în acel weekend. Pe lângă alte restricții pe care deja le cunoaștem, masca obligatorie. Scuză-mă un pic, am alergat. Te rog, frumos, fără nicio problemă. Bea un pahar cu apă, simte-te bine, trage-ți sufletul și povestește-ne că am văzut la tine pe Instagram, Corina Caragea, unde poți să vadă și oamenii, că erai foarte fericită, că în sfârșit, gata, m-am dus în vacanță, am evadat. Am evadat, nu mai fusesem plecată undeva de 4 luni și știi că pentru mine asta vacanțele înseamnă... Sunt 4 secole. Corect, adică dacă... măcar 2 zile, a contat foarte mult să mă mai relaxez, să schimb peisajul, să mai scap de toate veștile negative și știi. Dar n-ai prins tot așa într-o țară carantinată, într-o țară cu foarte multe cazuri? Să știi că spaniolii au un fel de a fi așa, sunt foarte veseli, sunt foarte relaxați. În fiecare zi am avut parte de soare și altceva e când te trezești și vezi soarele și oameni zâmbitori. Într-adevăr, erau restricții, dar totuși mi s-au părut mai blânde decât la noi. Adică, uite, am putut să mănânc la restaurant în interior, am putut să merg la un muzeu, erau cinematografele deschise, teatrele deschise, ok, la capacitate 75%, dar erau deschise. Erau și restricții de deplasare pe timpul nopții, între orele 23 și 6 dimineața. Nu puteai părăsi orașul, dar oricum eu nu aveam de gând. Și, nu știu, a fost foarte frumos. Pe alocuri, destul de trist, pentru că, de exemplu, eu dacă am fost de atâtea ori la Madrid, am deja cafeneaua mea preferată, magazinul de unde abia aștept să mă duc să-mi cumpăr blugi, sunt blugii mei preferați acolo. Și, surpriză, le-am găsit închise. Închise pe termen nelimitat, adică m-au dat faliment. No. Este un loc în Madrid, dacă mergeți, Mercado de San Miguel se numește, pentru tapas și tot felul de bunătățuri ale locului. E o piață, de fapt, tot așa, închisă pe termen nelimitat. Bulevardele nu mai gemeau de turiști ca pe vremuri, dar adică pe de altă parte era ok și așa, știi, mai aerisit, mai poți și tu să te plimbi liniștit fără să fii în bulzea la aia, știi cum e, unde sunt mulți turiști. Da, când ai plecat tot așa, ai trebuit să arăți că ai test negativ la intrare în țară, la fel? Da. Și chiar mă bucur că m-ai întrebat asta, pentru că după ce am postat pe Instagram filmulețe, am primit foarte, foarte multe mesaje de la oameni care abia așteptau să călătorească din nou sau români care locuiesc acolo și își doreau să se întoarcă în România și mă întrebau fix asta, ce ți-a trebuit la plecare și dacă faci carantină la întoarcerea în România. Ei bine, nu se face carantină la întoarcerea în România, pentru că Spania a ieșit de pe lista galbenă din 18 martie, lista galbenă a României, iar la plecare spre Spania mi-a trebuit un test negativ PCR și foarte important să nu uite de codul QR pe care îl pot obține din aplicația spaniolilor, Spain Travel Health. Acolo te-a oprit poliția, nu știu, să vadă dacă ai testul negativ? Am primit și această întrebare de la oameni. Controlul a durat foarte puțin. Totul e cu tehnologie, merge foarte repede. Scanezi peste tot. Îți scanezi acel cod QR, îți măsoară temperatura, nici nu-ți dai seama când ai trecut pe acolo. Iar la test s-a uitat destul de rapid. A mers repede. Deci nu e complicat.
Eu zic că putem călători cu precauție. Eu cu foarte mulți oameni care am interacționat și aici la emisiune sau prieteni, vedeam cum își programează vacanțe și își doresc oarecum după o perioadă atât de lungă în care n-ai putut să pleci, măcar cum zici tu, două zile să te duci undeva, știi? Exact. Să te duci la soare, să te duci să vezi locurile pe care le-ai mai văzut și îți plac și așa mai departe. Exact, da. Și chiar dacă acum n-am mai fost din nou la obiectivele turistice, tot am descoperit ceva nou, un rooftop de unde am văzut așa tot orașul și am băut un cocktail, tot așa cu precauție, adică nu mai e ca pe vremuri când eram 1000 pe terasă. Avionul plin, full? Mai din păcate, da, din păcate spun, pentru că, nu știu, dar eu m-am dezobișnuit să stau așa în aglomerație și eram lipită și de, și de pasagerul din stânga și cel din dreapta. Da, dar și ei aveau la fel teste negative. Da, da, aveam cu toții teste. Da, da, aveam teste negative. Dar, nu știu, uite, de exemplu, am fost cu o altă companie în călătoria precedentă și aveau o regulă la aterizare. Mai întâi coboară rândul 1, după aia rândul 4, după aia rândul... Ca să nu fie îmbulzeală. Exact. E, de această dată erau toți pe coridor, acolo se băteau pe bagaje, pe... Știi cum e? Că, na, ni s-a întâmplat tuturor. Da, știi, toată lumea vrea să fie la Madrid, la Madrid! Da, exact. Și acum unde urmează să pleci? Dacă știi cum e, gata, s-a deschis, ai înțeles care e mersul? Păi am luat lista galbenă. Așa, și mi-am ales de acolo. Am văzut că, de exemplu, Portugalia nu mai este pe lista galbenă, ceea ce e minunat, tot așa o destinație însorită. Germania nu e pe lista galbenă. Mi-aș dori să merg într-o vacanță exotică, dar e așa o loterie, știi? Lasă să vină și vremurile astea, dar despre vacanța asta din Madrid și despre următoarele vacanțe și despre altele scrii și pe blog la tine acolo. Da, am postat deja, da? Despre vacanța din Madrid. Am văzut pe Instagram, recunosc că am văzut pe Instagram pe Corina Caragea, dar pot oamenii să citească mai multe pe corinacaragea.ro. Da, da, exact, și aveți acolo toate detaliile, de la plecat până la întors, tot ce vă trebuie în aceste vremuri ciudate, aș spune. Sunt într-adevăr ciudate, da. Dar să știi că ne place cum te-ai îmbrăcat. Mulțumesc! Trebuie, adică de fiecare dată, dar acum așa, m-am simțit foarte prost, 300 s-au venit la sacou, tu ai venit așa elegantă, vine să mă duc să ciucă, ne cumpărăm și noi un sacou, ceva, să apărăm și noi altfel. Păi ce, n-avem noi? Păi? Mă duc la garderobă imediat, fac roze două sacou. Adu-l pe la Lubusu. La colorat. Dar nu e Iulia Albu astăzi, nu? Astăzi, da. Ai, da. E ok atunci. Știi ce vreau, okay, să te întreb? Avem meci de fotbal, nu? Avem, este o săptămână foarte grea pentru Mirel Rădoi, da. Mai ales care știi că, din păcate, a fost testat pozitiv și a antrenat naționala din fața laptopului. Deci se poate și așa? Se poate și așa, da, putem călători chiar și așa, putem antrena chiar și așa, laptop, pe Zoom. Ne adaptăm, ce să facem, da, pe Zoom. Este o săptămână grea, dar să hai le România. Ținem pumnii, hai România. E meci foarte greu duminică seara cu Germania. Da, și joacă și juniorii, nu? Da, joacă și juniorii, da, dar naționala mare e la Pro TV. Perfect, atât. Uitați-vă, joi seara, primul meci la Pro TV. Perfect. Da. Corina, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Mulțumesc și te așteptăm și de fiecare invitație. Dată cu mare drag. Și eu vreau să salut pe bunica de fiecare dată când vii. Să rămână. Se uită? O salut. Să rămână bunica. E nepoata trăznet, bunica, arată trăznet. Cred că mă place cu această ținută, e pe gustul ei. Da, chiar și îți vine și foarte bine. Mulțumesc. Și te așteptăm de fiecare dată cu mare drag. Mulțumesc mult de tot. Și când te întorci de la Barcelona să treci pe la noi. Madrid, Barcelona, nu ne luăm din asta. Dar tu mi-ai promis o excursie la Barcelona. Ciucă? Da. Ții minte când i-a câștigat concursul cu noi? Da. Și am promis că dăm cadou un excursie la Barcelona? Așa am zis. Așa am zis. Păi eu am luat biletele. Cum? Eu am luat biletele de avion. Ai luat biletele? S-au anulat din cauza pandemiei. Ele erau... Noi am luat, deci noi da, luasem. Sigur că da, sigur. Da, sigur, ne-am scos. Da. Mulțumim mult, Corina Caragea. Mulțumesc și eu. Căutați-o pe Instagram și pe... CorinaCaragea.ro și pe TikTok. Ok, nu? Da, am văzut că tu schimbi ținute și faci tot felul de dansuri. Da. Ești foarte tare. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Te pupăm.